N-am unde să stau parcurs. Nu se vede că ai pasat un studiu la Luminiza treaba asta. Deci, da, mai bine pastor, da? Cum zicea și doctorul Bruchea, nu este localizat frontul temporocito în cap. Este temporal. Da, este temporal. Aici nu. Bun. Ce vedem? Un MNF funcțional, vedem că există în zona glioblastomului foarte mult flux sanguin, după inserție, mă rog, angiogramele, în păcate, nu se văd, de se intră cu microcatheterul, până într-una de spațiu, angiogramul inițial, se vede unde e zona de stabilizare prea mare, se intră cu microcatheterul până în calosul marginal, de exemplu, bine, cazul ăsta se intră până într-un M4, unul din cele multe M4, care ajunge la la zona respectivă, se dă manitor. De ce se dă manitor? Pentru că manitorul distruge, sau mă rog, alterează bariera hematoencefalică și atunci, prin respectivă, poate să pătrundă, de exemplu, temozolomina, în cazul ăsta. Da? Se injectează prea continuat și rezultatul e, repet, ăsta până la revene și ăsta pe studiile de flux vascular. Deci, există instituția. Alte două cazuri sunt, de exemplu, ăsta de care zicea că sunt pe la București și rezultatul după injecție intravenare este destul de bun și ultimul este un enorm de lucrificat care nu are un rezultat. Un dată pe sub masă de ăsta e un băsuleț care se face la final. Eu știu dacă cred că ele pot să ajungă chiar până capilare de acolo. Blood brain barrier disruption, mai pe manitou, după care asta a fost una din cele mai interesante invenții de cancer din ultimarea publicată în Nature în 2006. Și anume că astea toate, celulele astea de aici, să sunt non-stem cancer cells. Adică stem cells mai bine. Să-i urmă acolo. Teoria până în 2006 era că, domnule, tot cancerul se divide tot timpul nostru. Bun. Din 2006 în pace. Teoria este că există non-stem cancer cells care nu se divide. Și există cancer stem cells care sunt exact ca la epidermă. Da? Stratul bazal. Cum ăla se divide. Nu știu ce vreau de mai sus. Și atunci, ăstea, nici asta perivascular, dacă se hrănește, ăsta este targetul terapiei. Lumeam cu proful la un moment dat, că noi neurochirurgii, dacă se dezvoltă treaba asta cu molecula până acolo, o să ajungem să fim un fel de, mă rog, un fel de, vreau să jignesc pe nimeni, dar nu prea am, un fel de chirurgi generali și care rezolvă pe interrupte, adică trebuie să fim, o să venim să scoate mizeria asta, o să venim să schimb chirurgi de necrolog. Trebuie să se poate necroza în vreme ce adevărații o să targeteze în mod sistem să fie cu felul de terapie și așa să se rezolvă din asta. Eu am chiar și cu punctul ăsta de vedere. Am vreme în general, am mai ales aici. Radioterapia, de la Universitatea Pennsylvania. Problema cu radiația pentru celulele de glioblastom e următoarea. Da? Celula de glioblastom poate să ajungă radio rezistentă. Respectiv, are niște mecanisme prin care poate să ajungă refractarea la radiație, ba chiar poate să ajungă să evolueze tocmai din cauza radiației. Și aici e legătura cu cancer stem cell de care vă gândesc. Asta e articolul Bauer, al chinezii. Deci, care sunt cele 5 ale radioterapiei pe care trebuie să le împingem? Prepare, da? Și aici, foarte importante sunt EGFR-ul și, bine, am găsit unul din nou, un chinez într-un laborator de o proteină și a denumit o survive. Dacă glioblastomul tău are nivele concentrate de survive, înseamnă că este un survive și nu o să te răspundă la adică. Dar repopularea, din cauza lor pe care câștigă, neoxigenarea, ce este important să începe de deci, și tipul, asta e hypoxia induced factor, adică în momentul în care, stai cu momentul, în momentul în care tu induci hipoxie la nivelul tumorii tale, se secretă din tot ce este să faci de lor. Ca și virusul hypoxia induced factor, da. Care ce face? Le faci mai rezistent la hipoxie.
celulele secrete HIV și după aceea secrete și BGF și o să aibă și masă noi și se și mai sunt în cursul. Deci, da. Redistribuirea, mă rog să mă povestim că celulele de primul acum este tot, și radioresistența respectiv începe să se pare atât de o mai multe recenții. Ce distrugi tu repare el mai repede? Se repopulează, respectiv, vede că zona asta e targetată de chimioterapie rusă. Păi nimic, la dezvolt aici. Prostul treaba, hipoxia, rezistența la hipoxie și putipița de distribuția ciclului celular. Deci toate chestia astea trebuie să le luăm în calcul și eu vă citesc articolul ăsta la TV, pentru că celula de glioblastom pare să facă atât de multuri, încât nu am înțeles cum o să reușim noi să trecem peste toate cinci lucruri. Deci, nu pot atât ce spuneam, ce este ce și sunt cei de 130 de zile. Nu știu ce e cei de 130 de zile, nu știu dacă e relevant, nu știu, putem să targetăm cu lumea, cu un umam, dar sunt sigur că există 5 sau o terapeutice care se gândesc la chestia asta, pentru că dacă ar găsi vreun om care să targeteze cu ele, cine nu sunt targeteze, și celule normale care face de 130 de zile, n-ai vrea să faci și, de exemplu, o pancreatită, da? Dacă există celule și o pancreatită, de ce să faci o pancreatită necrotizată pentru tratamentul pentru glioblastom, pentru că nu e la fel. Ok? Dar paradigma actuală de radiație, cum spuneam, la 63, poți să-i dai TSC, o chestia asta care crește obstruționarea, deci, bun, există și o stratificare pentru bioamă de lucrat în altul, se voastră. Evident, astea îmi spun ce mai bine la radioterapie, cu statul normal, cu vârsta asociației de ani și cu asociația mare la zi, de ce stai acolo cu cel mai bun pentru asta, dar pacienții ăștia să pună ok, dar observați că glioblastomul nu începe la gradul 3. Și după aia, după ce ajungi până la gradul 5, deja răspunsul la terapie foarte prost. Respectiv ăsta peste 50, dar nu știu, 70, 100, de ce nu funcționez, dar ai glioblastomul în forme, ai și infecție chirurgicală și ai o rezecție chirurgicală care s-a soldat de la București, care s-a soldat cu o inhibare a profesionale de muncă. Deci nu mai poți muci. De la ai văzut dacă se cinstești de ani, se simte din chiar atât de fragil. Dar capacitatea care a deci, șansa mai pus să răpun la primul la radioterapie în stadiul 5 este destul de fragil. Iar în stadiul 6, în principiu, oamenii mai ceară. Se gândesc direct la alte terapie. Am auzit eu de la și oamenii la cursul MC de anul ăsta, așa l-am spus. Cursul MC de anul ăsta, da, pentru rezidență, a fost exact în cancere. Și am auzit că, domnule, dacă, de la mare profesor, am auzit că, domnule, dacă pacientul are mai puțin de 3 luni, dar nu știți exact cum te cruzea de 3 luni, dar dacă pacientul are mai puțin de 3 luni, îl trimite la radioterapie, că mai e complică, nu știu eu, deci așa. Adică un fel de praf, nu știu. Ce înseamnă radioterapia stereotactică? Este cea mai mare dos, 100% din dozele de radiație ajunge în punctul respectiv. După care se dispersează și astea sunt tinerele de dispers. Radioterapia stereotactică cu nebunia aia, circula în jurul capului și direct în, punctul respectiv, iradierea aia, zice, nu aduce un beneficiu. De ce? Tot mai departe, la lucrul pe care l-ați la face un posie, un punct X, dar și unul se redistribuie și peste punctul. Lasă. Radiază cu un program, dar nu vezi cu totul. Există chiar și un studiu care demonstrează dacă radiația stereotactică care era privită de Gamma Knife, asta o să salveze și o să facă primul lucru redundant, la legiul de legiul. Ok. Asta mi se pare important. În sfârșit am ajuns și noi la două articole foarte simple. 10, da? Deci, language mapping-ul îl face chiar de la liceele, da? Îl face de un reme, după care face un reme funcțional și zice, unde-i bronca? Aici, unde-i reme? Aici. Asta e o arită, o bazală, care e implicată și la language, după care face un DTI. Mi se pare foarte interesant cum doctorat pe DTI. Deci ce era doctoratul pe DTI? Era un doctorat pe care a luat 140 de pacienți. Și a făcut o comparație, deci a făcut la 2 DTI.
le-a făcut studiul histopatologic. Și a făcut o statistică, a descris eu. Nu sunt pacienți, aia. Și cum ar putea DT-ul să prezintă tumora aia? Deci DT-ul ce înseamnă? Fission tensor, da? Adică îți arată principiul substanța albă. Să... Da, dacă o tumoră în substanța albă, crește eu. Gândesc că tumoră în substanța albă se întâmplă. Am fost studiez de doctorat pe chestia asta, care a ajuns o dată de una premieră despre despre remeul de se pare super clasă de plăcut. Adică, nu știu, ai pe luat substanță și pacient și e deschis că la toți care aveau implicare de substanță albă, exista o bulă cu substanța albă neagră, prin care nu trecea. Bun, corect. Sunt impresionat. Erau mașini astea, dar și folosește navigare și language mapping, mai ales în arele respective, dar proca permite și area temporo-bazală. Vedeți aici conexiunile cele mai importante ale ăsta și, practic, el ce face, rezectă atât cât poate mult, o face lui și îl pune pacientul constant să vorbească. Dacă pacientul zice, domnul, vreau să mă pun să nu știu, nici un problem, e ok, îi lasă să vorbească, măcar nu zice doar tot. Și atunci, asta e una din avansurile pe care le facem. Nu știu dacă e, mă rog, în studiul meu pare că ar fi o chestie foarte bună și nu facem o proiectă de lucru, dar aveam un caz pe care nu prezint din de timp, dar aveam un caz în care avea un motor insular și, mă rog, language mapping a făcut în toate lucrurile. Înțelegi ca la carte și pacientul pot a făcut de ce fost operator instalat acut în timpul operației cu tot pe lucru. Deci, așa se și numește titlul prezentării Uses. Awakening of Uses. Deci, evident că aduce un anumit beneficiu atunci când se zice în aia european, dar beneficiul nu trebuie să fie hiperinflat la modul. E spectaculos să sopești. Practic, facem un mod. Se poate trezi foarte repede, dar așa, ca să zici cum am făcut în away. Deci sunt zero, nu sunt asta. Plus că, încă o chestie, away nu ține de chirurg. Nu ești tu un zero dacă ai făcut away. Away ține de electrofiziolog care trebuie să te ajute. De psihologul care studiază vorbirea și care comunică cu pacientul. Eu comunică ca firme, știi, chirurgul peste masă, băi, să știu ceva, că e un steau. Deci nu asta e mental, dar un psiholog specializat pe chestia asta, testează, are, există psihologii până asta. Deci ăștia doi sunt foarte importanti și mai e un punct foarte important care practic face noi posibil și anume anestezii. Că dacă nu ai un anestezist care să facă, care să fie în stare să facă OEI, nu o să faci un lucru. Și apropo de ce vă spuneam, da, OEI, ăsta e un transductor, da. Deci, mă rog, suntem în controlare cu totală relevantă, avem un transductor cu probleme cu care se facă și tehnica e foarte simplă, da? Adică se stimulează area 1 în care știți că ar fi un moment, psihologul testează pacientul și spune, afazic, vor pune un nu. Ce înseamnă un nu? Nu înseamnă că în area respectivă, dacă desfăci, acel lucru va avea afazic.